atunci când vorbesc despre sănătate, în primul rând să ne definim ce înseamnă sănătate pentru fiecare dintre noi. În textul explicativ al limbii române ne referim doar la organe și sisteme în bună funcționare. Organizația Mondială a Sănătății are o definiție pentru sănătate mai complexă, ce vizează nu numai trupul, ci și psihicul și sănătatea socială a omului. Studiez nutriția, studiez creierul, sunt profesoară la Catedra de Neuroștiințe la Facultatea de Medicină și vreau să împărtășesc cu cât mai multă lume cât de important este alimentația, mai ales carbohidratul pentru creierul nostru și ce înseamnă zahăr, ce înseamnă dulce, ce înseamnă luciditate, claritate, sănătate și ce ne face rău. În ziua de astăzi, dependența, Kay Bormet, care studiază dependențele, spune că, de fapt, a fi dependent înseamnă a fi neconectat în iubire cu tine, cu cei din jur. Înseamnă a nu fi avut iubirea mamei, conexiunea adevărată. Foarte, foarte interesant, pentru că eu de câțiva ani studiez partea de dependențe. Mă lovesc de acest lucru cu pacienții care sunt dependenți de dulciuri, da, mănâncă compulsiv. Dulcele este bun, ne place gustul dulce și ar fi bine să existe în dieta noastră sub forma fructelor, sub forma fructelor uscate. Putem apela la crom, putem apela la magneziu, putem să ne gândim la vitamina E, dar să știți că de fiecare dată când ne este poftă de ceva dulce, ar fi bine să bem un pahar mare de apă, să respirăm de câte 3 ore adânc și să vedem, oare chiar mai am nevoie de acel dulce? El poate să facă parte din viața noastră, dar nu să fie frecvent zi de zi. Asta e o capcană din nou. Atunci când vorbim deja de afecțiune, de orice nivel, și obezitatea este mai nou considerată o boală, o maladie, vorbim ca și bază de vindecare nutriția de zi cu zi. Atunci când mâncăm o prăjitură bună, creierul zice, a, foarte bună prăjitura asta, vezi, învață de unde ai luat-o ca să putem să mai apelăm la ea și altă dată. Dar este pentru nevoie de energie. La un moment dat, într-o situație de stres, de supărare, creierul zice, știu ceva pe care, la care poți să apelezi și să te simți mai bine. Tu te ia prăjitura aceea și vezi cum o să te simți. Și asta e o capcană. Eu aș spune că sănătatea este starea cu care te trezești dimineața. Un om poate să-și evalueze starea de sănătate în funcție de felul în care se simte dimineața când se trezește. Dacă e bucuros, vesel, pleacă cu energie pentru o nouă zi pe care o are de străbătut, asta înseamnă o stare de sănătate. Dacă suntem copleșiți, ceva undeva în viața noastră nu funcționează ok. Neuroplasticitatea creierului ne lasă în momentul acesta să ne gândim că toată viața se pot face schimbări și minunății, adică un insight într-o secundă poate să-ți aducă mai mult decât poate să-ți dea 4 ani de terapie. Eu frumusețea și fericirea le văd în lucruri, le măsor în lucruri mărunte, simple. Fericirea este așa cum trăim până la urmă, iar frumusețea este felul în care privim și ne privim, privim viața. Ca și adult, nu mai poți da vina la un moment dat pe părinți pentru că te-au crescut într-un anumit fel. Ai toate posibilitățile în ziua de azi să-ți faci introspecții, să te analizezi și să începi să lucrezi cu oameni specializați sau tu, dacă ești o persoană autodidactă, să vezi cum poți să te calibrezi mai bine, să te cadrezi mai bine în ceea ce faci. Într-un fel sau altul, viața noastră este despre relații. Da, așa este. Relația pe care o avem în copilărie cu părinții, relația pe care ulterior o dezvoltăm cu cei din jurul nostru, mai apoi cu copiii noștri și dacă până atunci, nu, până la apariția cu propriilor noștri copii, nu am realizat că ar fi bine să schimbăm, să îndreptăm, să vedem ce nu este bine din urmă cu viața noastră, să putem să recadrăm, atunci când vin copii, e mult să-i facem asta. Da. Nu mai avem răbdare să ne privim în ochi, să-l ascultăm pe celălalt, începe să ne vorbească și după câteva cuvinte noi începem să avem propria noastră interpretare în cap și nu stăm să-l ascultăm pe celălalt. N-am avea nevoie de psihoterapie, pentru că noi ne-am face singuri unul altuia psihoterapie dacă am învățat, am reînvățat să ne conectăm unii cu ceilalți. Bine te-am găsit! Sunt recunoscătoare să fim împreună, să fim împreună aici, în această seară. Sunt foarte curajoasă pentru că am ales să-ți vorbesc despre un subiect care este super controversat și vreau să spun din capul locului că exista de la început gândul că pot să am două opțiuni prin care fac asta. Pot să abordez subiectul hotărâtă cu toate studiile științifice din spate care vin și care spun despre acest subiect
clar și categoric punctul de vedere, dar aș fi fost destul de intruzivă și aș fi deranjat pe mulți. Intenția mea este, nu este să te deranjezi atât de mult încât să închizi sau să nu mai fi deschis la subiect. Intenția mea în seara aceasta este să te fac curios asupra unui subiect atât de controversat în nutriție, despre care îi musai să știi cât mai mult. Încerc să-ți dau cât mai mult în seara asta ca să ai o claritate cu ce ai de făcut. Deci abordarea nu este din punct de vedere științific, da, laptele de vacă, pam, 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 conform studiilor. Nu, în seara aceasta vin spre tine cu o abordare în care, dacă ar fi, uite, să avem 4 categorii de oameni. O categorie, să spunem că nu consumă lapte de vacă deloc, pentru că are argumentele științifice sau propria stare personală care îl face să aleagă asta. O altă categorie de oameni care consumă lapte de vacă știe că uneori are anumite indigestii, flatulențe, se constipă, balonări, dar nu și-a pus problema de unde și cum și dacă laptele de vacă ar putea să-i favorizeze aceste disfuncții la nivel digestiv. A treia categorie, de exemplu, ar putea fi cei care consumă lapte doar de capră sau lapte vegetal și nu de vacă. Și o a patra categorie ar fi cei care consumă lapte de vacă, n-au niciun fel de problemă și nici nu-și pun problema să schimbe vreodată asta. Deci de la nu până la da, vreau să cred că în seara aceasta informațiile pe care ți le spun te vor prinde indiferent în care categorie din cele 4 faci parte. Ok. Hai să luăm pas cu pas și să nu sărim peste ceaiul nostru. Eu am un ceai pe care ți-l arăt cum vara îmi pregătesc eu ceaiul. Wow! Uite aici! Așa am eu o carafă cu ceai, cu bucăți de lămâie, uneori sunt frunze de mentă, știi, deja. Ceaiul meu este un ceai de hibiscus. Asta pentru că n-am vrut să fiu intruzivă să-mi pun un lapte de migdale sau să-mi fac un ceai negru, care se potrivește cu un pic de lapte. Am zis, hai să rămân clasic. Am un ceai de hibiscus pentru că săptămâna trecută Felicia Fabian de la Hunedoara mi-a făcut poftă de ceaiul de hibiscus. Este un ceai recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante. Da, nu conține cofeină. Este, în medicina ayurvedică, este recunoscut pentru tratamentul la nivelul pielii, afecțiunile la nivelul pielii, inclusiv la psoriazisului. Dar cred că ce este important să ții minte despre hibiscus este că scade tensiunea arterială și dacă ai o tensiune mică, să nu consumi acest ceai de hibiscus. Eu am un ceai de hibiscus cu mentă. Am să-ți arăt cutia acestui ceai. O ador, hibiscus cu mint, este din acea categorie Bring the Temple Home. Este un ceai pe care l-am luat de la Minunea Naturii și sunt încântată de această marcă de ceaiuri. Ok, am în jurul meu multe cărți. Sunt foarte multe cărți din care puteam să vin să-ți citesc în seara asta legat de laptele de vacă, consumul lui, dacă este bine să consumăm lapte de vacă sau nu. Sau cum ar trebui să-l consumăm. Există și 2 articole pe site-ul meu în care te rog să mă ierți. Da, desfințez laptele de vacă. Din punctul meu de vedere, în situația mea de viață, în starea mea, eu și familia mea nu consumăm lapte de vacă acum. Sunt 2 articole, toate cu studii științifice în spate. Acum, crede-mă, am căutat o carte de nutriție în care să acrediteze laptele de vacă. Nu există în momentul acesta. Este un mare conflict vis-a-vis de permisiunea din punct de vedere a bagajului nostru enzimatic al consumului de lapte de vacă. Dar hai să-ți spun o poveste înainte, să te supăr cumva, pentru că sunteți și veți fi poate deranjați cei dintre voi care ați consumat un pahar cu lapte azi dimineața la micul dejun sau chiar adineauri sau care chiar consumați seara un pahar cu lapte și mi-aduc aminte că uneori seara la culcare copilul mic primea o cană cu lapte și miere ca să doarmă bine și pentru că cantitatea de proteină din lapte este super bine integrată în organism la cină, așa cum știți că proteina este recomandată la cină, dar mi-aduc aminte de obiceiul ăsta. Și mie mama uneori îmi dădea o cană cu lapte cu miere la cină și mi-era bine.
Hai să spun, hai să vedem, hai să găsim echilibru, da? Încearcă să mă urmărești în seara aceasta și să vezi, poate sunt lucruri pe care le pot schimba, pentru că foarte mulți dintre noi avem tot felul de disfuncții și de balonări și de constipații și de probleme la nivelul tractului digestiv și niciodată nu ne-am pus problema că ar putea fi de la laptele de vacă. Dar crede-mă, lucrez, am lucrat cu sute, poate mii de oameni în 8 ani pe această temă și sunt foarte mulți care, schimbând atât în cafea, nemai punând lapte, au ajuns să constate că nu mai sunt balonați. Atât. De la atât de puțin. Da? Dar hai să mă întorc și să-ți spun de povestea mea. Acum 6 ani eram într-o tabără, eram într-o tabără la Mănăstirea Oașa. Cei de la Mănăstirea Oașa fac tabere extraordinar de frumoase cu sute de studenți vara, veniți din toate centrele universitare. Și eram la o tabără care se numea, eram acolo, predam, eram trainer, se numea Sănătate și Credință. Și în prima zi când am ajuns la primul mic dejun în tabără la Oașa, dimineața, lapte, era așa un vas cu lapte din acela, știi, cu stratul acela de smântână gălbui de culoarea untului, deasupra așa gros pe lapte. Era în fața mea și mă gândeam așa, oare eu ce să mănânc? Este gem, este lapte, este pâine, este brânză, ce mănânc la micul dejun? Aveam 8 ani de când nu mai băusem lapte de vacă atunci. Și am zis, ok, sunt la mănăstire, mi-e poftă de nu mai pot de laptele ăsta cu grăsimea, așa stratul acela de grăsime, știți, da, despre ce vorbesc, laptele acela de țară, bogat, gras, nu cel pasteurizat, ăla nu mai are niciun fel de grăsime, da? Și am băut lapte, asumat, am zis, acum ori mă balonez, mi-e rău, ce o se întâmple, om vedea. Am băut, asumat, cană de lapte din acela gras, a picat și un pic de smântână din aceea grasă și după 8 ani, acel lapte mi-a venit fără să am niciun fel de simptom, fără să mă balonez, fără să-mi fie rău în niciun fel. Am stat 5 zile la mănăstire la Oașa, mi-e dor de Mănăstirea Oașa, este un loc în care s-a produs un switch în mintea mea și îl pomenesc de fiecare dată cu mare, mare drag și recunoștință. 5 zile am băut în fiecare dimineață lapte. De atunci nu am mai băut deloc. Poate că sunt atâția ani, de vreo 2 ori în care mi-a fost poftă la mama fiind și am rugat-o să-mi facă o cacao cu miere și lapte. Cred că nu sunt mai mult de 2 ori în acești 6 ani. Este cazul meu. Tu poți să fii altfel construit, poți să stăpânești altfel această relație pe care ai cu laptele, tu decizi. Bun. Povestea cu laptele a mea se încheie aici. Da, eu sunt din categoria celor care nu consumă lapte deloc. Pentru că la un moment dat aveam probleme, aveam mereu balonări, aveam mereu flatulențe, aveam mereu un disconfort la nivel de digestie, iar laptele a fost cel pe care l-am eliminat și lucrurile acestea s-au întâmplat așa, peste noapte. Acum, în cărțile de nutriție, că vorbim de studiu China, foarte controversat studiu China, dar aici știi foarte bine, laptele este total anulat. Caseina este un factor carcinogen, da, deci tot ceea ce vrei să știi, dacă vrei să știi despre proteina animală, în acest studiu China, extrem de controversat, dar repet, ceea ce citează Colin Campbell în acest studiu China sunt de fapt studii, lucrări științifice apărute pe site-urile de specialitate. N-au cum să fie povești. Acum, dacă intrăm în teoria conspirației, nu ne mai oprim cu gânduri. Studiul China poate să-ți aducă o claritate vis-a-vis de caseină, vis-a-vis de faptul că, da, într-adevăr, popoarele în care se consumă lactate au cea mai mare rată a cancerului. În Europa, unde crezi că este cea mai mare rată a cancerului? Dacă te gândești, ai zice că poate în Europa de Est. Nu, culmea. În Europa de Nord, în partea nordică, doar că sistemul lor de sănătate, descoperirea cancerului din timp și tratarea lui face ca mortalitatea din cauza cancerului să fie mai redusă. Dar nordicii care consumă cele mai multe produse lactate, da, fără nicio îndoială, găsești pe blogul meu într-unul din articole, sunt cei care au cel mai mare rată de cancer. Deci studiul China este o carte
de luat în seamă. Nu poți să contești, nu-l poți contesta pe Colin Campbell, l-am cunoscut personal la Brașov când a venit în România pentru prima dată la o conferință. Este un om care 50 de ani, de 50 de ani, asta face, studiază nutriția, este în America cel mai recunoscut dintre nutriționiști și nu putem să dăm studiul China la o parte. Este o carte de căpătâi pentru cei care au studiat nutriția la început. O altă carte foarte bună a lui este Integral. Da, Dr. Campbell aici cu Howard Jackson au, uitați ce se spune, există puține cărți cu adevărat revelatoare în viață, iar acestea în mod real este una dintre ele. Știi ce vreau să-ți spun? În afară de faptul că nu există persoane care nu au niciun fel de disfuncție la nivelul tubului digestiv și nu au niciun fel de percepție că laptele n-ar fi bun. Însă există alte motive de natură ecologică sau de natură umană de pentru promovarea etică, aș spune, motive etice, da, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt, pentru care nu consumă carne. Ia cătă ce scrie aici Integral, iarăși o carte super bine documentată, ți-o recomand cu drag, da, este Regândind știința nutriției. Wow, genială! Producția de proteine de origine animală necesită o cantitate de 8 ori mai mare de combustibil fosil decât producția de proteine de origine vegetală. Populația de animale din SUA consumă de 5 ori mai multe cereale, care nici măcar nu reprezintă dieta lor normală, decât întreaga populație umană a țării. Fiecare kilogram, fii atent la asta, asta mi s-a părut fantastic, fiecare kilogram de carne de vacă necesită 100.000 de litri de apă pentru a fi produs. Prin comparație, un kilogram de grâu necesită 900 de litri. 100.000 de litri un kilogram de carne de vită în comparație cu 900 de litri pentru un kilogram de grâu sau pentru 500 de litri pentru un kilogram de cartofi. Într-un workshop sponsorizat de Organizația Națiunilor Unite, la care au participat 200 de experți, au concluzionat că 80% din despăduririle din regiunile tropicale este atribuită creării de noi terenuri agricole, dintre care majoritatea folosite pentru pășunat, pentru creșterea și hrănirea animalelor crescute pentru carne și lapte. Dragii mei, n-am nimic cu laptele de vacă. Am doar un gând. Poate că dai un search pe YouTube să vezi cum arată industria de creștere intensivă a animalelor, respectiv a vitelor, să vezi cum e, parcă ești într-un film cu OZN-uri, cum sunt aceste văcuțe racordate cu furtune la tot felul de influențe hormonale, cum sunt rănite, cum sunt ele ghidate și coordonate să viețuiască pe niște platforme metalice. Interesant! Ok, doar că nu cred și nu pot eu, poate tu poți, e treaba ta, eu doar vin spre tine să-ți dau de gândit, poate, într-o bună zi. Nu cred că această hrană de la aceste văcuțe crescute industrial, intensiv alimentate cu hormoni și cu alte antibiotice pentru a păstra curățenia sănătății lor acolo, nu cred că este o hrană benefică pentru noi sau pentru creșterea copiilor noștri. Spun foarte multe cărți așa. Laptele este produs de mamifere care hrănesc puii cu lapte în primii ani în dezvoltarea și creșterea lor. La fel cum mama hrănește, ne hrănim puii la sân în prima perioadă de viață, la fel și vițelul este hrănit de văcuță în prima perioadă de viață. Acum, ulterior, introducerea acestui, doar omul introduce un alt lapte de la un alt mamifer în propria lui dietă, doar că nivelul molecular al laptelui care hrănește un vițel să crească la 100 de kilograme într-un an sau nu știu, da, imaginează-ți cât crește un vițeluș hrănindu-se cu lapte de vacă, cred că proporțiile ar putea să ne dea de gândit, da? Totul la nivel molecular, dar mai ales la nivel hormonal, este diferit, de acord? Pe lângă asta mai vine și nivelul hormonal pe care îl mai introducem în creșterea intensivă a laptelor, a făcuțelor și a laptelui care îl produc. E adevărat că noi am crescut cu lapte de vacă. E adevărat că bunica fiertată îmi spunea, îți fac o cacao cu lapte și era desăvârșit de bună.
Doar că, vezi tu, e o mare diferență între ceea ce se întâmplă acum și ce era atunci. Odată că laptele acela produs de văcuțe care pășteau super eco totul, este total diferit de laptele care există acum într-o cantitate înfiorătoare. Dacă e să mă deranjeze ceva, într-adevăr mă deranjează faptul că există așa o producție imensă din acest produs. L-aș vedea mai rar și am să-ți spun că l-aș vedea mai rar și în dietă și în cantitate. Dar fiind atât de mult, mi se pare că este abrutizant cumva, te îndeamnă să cumperi și să consumi acest produs și consider că este exagerat. Hai să ne gândim puțin. În categoria oamenilor care beau lapte și nu au absolut niciun simptom și simt foarte bine, să știi că sunt aceia dintre noi care consumă o cantitate foarte mică. Da? Am o prietenă care bea cafea cu lapte dimineața și se simte foarte bine și ăsta este micul ei dejun, însă laptele pe care ea îl pune în cafea este de 100 de mililitri. Nu pot să compar 100 de mililitri de lapte pe care ea îi bea zilnic cu un kilogram pe care unii dintre noi bea zilnic sau cu 400 de mililitri. Da? Poate că uneori este bine dacă n-ai fost atent să începi să fii atent la cantitatea de lapte. Dacă ai probleme de digestie, dacă ești constipat, dacă există momente de balonare, scoate laptele din dieta ta o perioadă de timp ca să vezi cum te simți. S-ar putea să fie miraculos și să-ți dai seama că, de fapt, laptele, nu produsele lactate, doar laptele este cel care, de fapt, te împiedică să ai o digestie bună. Iar dacă n-ai nicio problemă cu asta, perfect, ești super ok. Dacă nu consumi deloc lapte, ești ca și mine, nu consumăm lapte, consumăm lapte vegetal, ai această convingere, poate ai avut aceste probleme. Hai să-ți spun, uite, am Patrick Holfrode. Patrick Holfrode este cartea aceasta pe care ți-am mai prezentat-o, are vreo 550 de pagini, din păcate nu se mai găsește, am văzut că nu e mai este tipărită la noi. Patrick face parte din altă școală de nutriție, nu este din cea americană, el este unul dintre cei mai apreciați nutriționiști din lume, fondator în 84 a Institutului Optim Nutrition la Londra, al cărui director este și în zi de azi. Este directorul fundației Food for the Brain, autor a peste 20 de cărți de nutriție, da? Colin este din Statele Unite, Patrick Holfrode este din Europa. În toată cartea asta Nutriției Optime nu vorbește despre consumul de lapte decât nefavorabil și am să-ți iau un paragraf finuț, da? Și am să-ți spun așa. Laptele de vacă este una dintre cele mai obișnuite alergii. Atenție, sunt tot mai mulți printre noi cu alergii la ambrozie, la polen, la tot felul de chestiuni. Inclusiv în familie, în familia mea există cineva care are aceste alergii și nu știu cum să-i spun că ar fi bine să scoată produsele lactate o perioadă de timp pentru a vedea dacă nu cumva aceste produse lactate întrețin procesul inflamator și existența bacteriilor care, din păcate, favorizează aceste alergii. Știți că aceste alergii provin din microbiomul nostru, de la adaptarea noastră la mediu. Nu laptele de vacă vine și face nu știu ce, ci susține și întreține anumite bacterii care sunt nefavorabile corpului nostru. O să-ți vorbesc despre microbiom. Noi suntem doar o masă de celule și de trei ori mai multe bacterii. Bacteriile acestea care trăiesc în simbioză cu noi, da, ai auzit bine. E fantastic, nu? Bacteriile acestea, microbiomul nostru, sunt cele care prin flora intestinală, sunt cele care ne dau un reglaj la nivelul mental, sunt cele care susțin imunitatea, sunt cele care sunt răspunzătoare de procesele inflamatoare din corp. Iar consumul de lapte și produse lactate poate fi un factor de întreținere a bacteriilor care sabotează adaptarea și imunitatea noastră. Patrick Holfrode, nu-ți spun eu, da? Laptele de vacă se găsește în majoritatea tipurilor de brânză, smântână, iaurt și unt, precum și în alimente, câteodată denumite caseinoase, caseina fiind proteina din lapte. Vorbim de caseină și vorbim de acest factor care ar putea să fie alergen. În mod normal, ne-ar trebui să fim surprinși, deoarece laptele de vacă este un aliment specific, conținând foarte mulți hormoni, produși în special pentru primele luni de viață ale vițelului.
Totuși, alergia nu este dată de lactoză, care este carbohidratul din lapte, care este glucidul din lapte, lactoza. Și lactoza și caseina, în procesul de fermentație lactică, sunt transformate de fermenții lactici, astfel că iaurtul, chefirul și iaurtul, chefirul și sana sunt produse transformate mult, mult mai benefice sau chiar recomandate în dieta noastră. Însă nu brânza, însă nu laptele de vacă. Îmi pare rău. Da? Dar vorbim, da? Ne așezăm cu informația. Totuși, alergia nu este dată de lactoză, care este, da, proteina este cea vinovată, da? Caseină. Dacă reacționați la laptele de vacă, nu este absolut necesar să reacționați și la laptele de capră sau oaie. Cu toate acestea, multe persoane sunt alergice la toate cele trei. Este bine adeseori să renunțați la toate produsele lactate pe timp de 3 luni și apoi să începeți să consumați treptat lapte și brânză doar din și iaurt doar din lapte de capră. Ce ne spune Patrick Holfroth? Ai o alergie, te lupți cu o alergie, un sistem imunitar scăzut, încearcă să nu consumi 3 luni de zile deloc produse lactate și apoi să introduci laptele de capră care să facă parte din dieta ta sub formă de lapte, sub formă de produse lactate din laptele de capră. Da? Patrick Holfroth, Nutriția Optimă. Am o carte foarte interesant. Ia gata, apropo de studiu China, Fitoterapie și protecție alimentară, doctor inginer Virginia Faur și profesor Mircea Goianu, somitate, în Timișoara este publicată această carte. Ce vreau să-ți spun este că, uimitor, toate studiile din această carte, publicată în România, în 1998, da, studii sunt similare cu cele pe care le găsiți în studiu China. Nu doar ei au făcut aceste cercetări, există și în România, carte publicată în 98, da? Incredibil. Aici lucrurile sunt așa. Dacă după consumul laptelui, de cele mai multe ori apare fenomenul de flatulență, durere abdominale și diaree, explicația constă în faptul că la persoanele cu deficiență de lactoză, care sunt într-o proporție de 25-90% din populația globului, între 25-90% din populația globului, studiile arată că noi această enzimă de digestie nu o mai avem decât, o avem doar în prima perioadă în care creștem și în care folosim laptele matern. Foarte interesant, nu? Numai o parte din lactoza laptelui este absorbită, majoritatea este fermentată în colon, unde formează cantități masive de gaze. În cazul fermentării se hidrolizează 2/3 din cantitatea inițială de lactoză, astfel că iaurtul poate fi consumat și de către persoane cu deficiență lactazică. Copiii care primesc în rația lor au un ritm de creștere mai înalt, este recomandat, sunt experimente făcute, Mincu 1989, deci din 1989 există aceste, dați-mi voie doar să o salut pe copila mea, pe Saskia, te îmbrățișez, te pup. Am rugat-o astăzi să mă lase să stau în bibliotecă, care este un spațiu comun casei, pentru că am foarte multe cărți, mulțumesc, pentru că am foarte multe cărți și nu pot pleca din bibliotecă să fac acest live. Și sunt recunoscătoare că este liniște în casă. Anul 1998 publicat această carte în care laptele de vacă este combătut categoric, sunt studii care vin în oglindă cu cele din studiu China. Da? Nu vreau să te superi, nu vreau să te năcăjesc cu nimic în seara asta, vreau doar să explorezi acest subiect pentru tine. Nu sunt în măsură să-ți spun, fă așa sau fă altfel. Nu sunt în măsură, dar pot să vin să-ți sugerez, să testezi dacă ai anumite nemulțumiri în planul tău de dislipidemii, de dietă, de greutate, de flatulență, de constipație. Să vezi cum ești în relația cu laptele și poți să îndrepți lucrul ăsta. O carte extraordinar de bună, iată, Sindromul GAPS. Sindromul GAPS este scris de un doctor, Natasha Campbell McBride, nicio legătură cu profesorul Campbell, are diplome în medicină și studii postuniversitare în neurologie și nutriție.
La clinica de la Cambridge este specializată pe nutriție pentru copii și adulți cu tulburări de comportament și învățare și tulburări de digestie ale sistemului imunitar la adulți. Sindromul GAPS, ce scrie aici? Dispraxie, autism, ADD, dislexie, ADHD, depresie, schizofrenie. Studiază, la fel ca și doctorul Holford, studiază relația dintre alimentație și cogniție. Și ea a făcut această cercetare pentru că copilul ei suferea de o problemă neuronală. Și apropo de asta și apropo de autism, știi unde s-au făcut prima dată primele studii vis-a-vis de microbiomul nostru și s-a observat că, de fapt, copiii cu autism au un microbiom, o floră bacteriană total diferită de normalitate? Exact. La copiii cu autism, prin anii 30, s-a constatat că, de fapt, flora lor bacteriană este diferită decât normalitatea. Este foarte interesantă cartea. Copila mea, cumva de la ea am pornit studiul acestui, să studiez nutriția, cum să o ajut prin nutriție să se dezvolte și să fie bine. Categoric, ea are o problemă, sunt copii care au problemele acestea, dar să știți că sunt copii absolut normali care au probleme și care au nevoie de părinți care să ajusteze dieta și să vadă despre ce e vorba. Uite, vreau să-ți arăt cum arată acest microvil. Mi s-a părut interesant la nivelul intestinului nostru și cum povestește ea aici despre felul în care lactoza, amidonul, sucroza sunt absorbite și cu greutatea cu care sunt absorbite în organism. Nu vreau să intru. Îți dai seama că vorbește categoric împotriva lactatelor, total împotriva lactatelor și sunt atât de mulți oameni cu care am stat de vorbă, care au urmat această dietă în care este scos laptele total și care copiilor, a căror copii s-au simțit mult, mult mai bine. Trebuie să cercetezi asta și trebuie să vezi cum integrezi în cunoașterea ta și în dieta ta aceste lucruri. Studii foarte multe pe care, uite, aș putea chiar să-ți fac un share screen. Hai să vedem dacă văd că nu reușesc aici. Mă uitam dacă pot să-ți fac un share screen la ceea ce eu am pe... Așa, uite aici, da? Uite-te aici, există laptele de vacă, bun sau rău, nutriție. Acesta este cu numărul 2. Sunt două articole foarte, foarte intens citite. Sunt articole în care apar controverse, sunt articole în care oamenii îmi spun duduie, dar noi am consumat lapte dintotdeauna. De acord, am fost și suntem, am fost un popor care am crescut animale, dar nu neapărat pentru carne, cât pentru produsele lactate. De acord. Doar că bunicii și străbunicii noștri nu aveau condiții să păstreze laptele de vacă atât de mult, care este atât de perisabil, astfel că el era transformat foarte repede în brânză, în caș, în zămătișă, cum e în zona noastră, și în lapte prins, lapte iaurt, lapte covăsât. Cred că consumam mult mai puțin lapte crud decât se consumă în momentul acesta, pentru că producția de lapte și laptele la pe care le avem acum este enorm de mult comercializat și este într-o cantitate enormă. Da? Aici, în aceste articole, vei găsi foarte multe, foarte multe informații împotriva, total împotriva laptelui. Te invit să le citești. Citește-le relaxat și detașat. În cartea dietetică, în momentul în care am publicat-o, părintele de la Mănăstirea Oașa m-a îndemnat să nu trec toate aceste studii și să nu desfințez categoric consumul de lapte, tocmai pentru că există oameni încă care cresc vite la țară sau care nu cresc vite la țară, dar au persoane, sunt interesate de persoane care fac asta și consumă acest lapte moderat, într-o cantitate mult mai mică și poate că pentru ei este binevenit acest lapte. Și tocmai pentru că în tradiția noastră și pentru din respect pentru oamenii care cresc animale în mediul ecologic, nu am publicat. Însă,
nu pot să contest că există aceste cercetări, nu pot să contest că există această înțelegere a mea și o ai în aceste două articole pe care te invit să le citești detașat, nu trebuie să te convingi de nimic, trebuie doar să rămâi cu ceea ce ai tu nevoie și ceea ce ție îți folosește și familiei tale ca să fiți sănătoși și să fiți bine. Suntem 150 de oameni de la începutul live-ului, din primele 10 minute sunt super încântată. Depășim timpul și acum te rog să mă ierți pentru că mai vreau să-ți spun și de copiii care până în 10 ani suferă de diabet insulinodependent. Sunt foarte mulți, știi că diabetul a crescut foarte mult ca și rată. Ei bine, la copiii care fac diabet până în 10 ani este incriminat categoric laptele de vacă ca fiind factorul declanșator din punct de vedere nutrițional. Știi, proteina din lapte se digeră în niște peptide, polipeptide. Una dintre aceste polipeptide ale laptelui este similară cu una din pancreasul uman. În lipsa consumului de lapte, pentru că există anticorpii pentru aceasta, acești anticorpi ai organismului biciuiesc relativ pe pancreasul și reușesc să-l aducă într-o disfuncție până la vârsta de 10 ani. Mare atenție, mare atenție cu laptele pe care îl dați copiilor la începutul lor de viață. Sunt foarte mulți copii care știți că refuză laptele și se plâng mămicile. Nu mai vrea să bea lapte pentru că el n-are nevoie, a avut nevoie de laptele matern și apoi ai grijă cum alegi laptele. N-aș da sub nicio formă lapte din pasteurizat unui copil mic. De-alminteri și femeile, în timpul lactației, nu le este recomandat laptele pasteurizat, da? Pentru că este o informație hormonală de care n-ai nevoie. De-alminteri, copilului mic, când face roșu în gât, primul lucru care medicul de familie îl spune este o perioadă, ar fi bine să nu-i dai lapte pentru că favorizează dezvoltarea anumitor germeni care nu fac bine organismului. Într-un proces inflamator, laptele este eliminat. În momentul în care vorbim de antibiotic, din nou, laptele nu este recomandat. O simplă extracție de măsele, produsele lactate sunt eliminate, spune medicul dentist, câteva zile, ar fi bine să nu consum produse lactate. Tocmai pentru că există această interdicție din când în când, poate că ar fi bine să cercetăm subiectul, să-l știm, da? Să fie asumat, ori nu consumi lapte deloc, ori îl consumi doar de capră, ori îl consumi într-o manieră în care nu ai niciun fel de reacție în organism, nu mai te balonezi, ești bine, ori pur și simplu n-ai niciun fel de relație cu asta, îl consumi fără niciun fel de grijă. Și există persoane care au probabil un nivel de conștiință sau o stare de sănătate în care deocamdată nu-și pun această problemă. Vreau doar să te împrietenești cu subiectul. Vreau doar să te gândești că este intruziv de mult lapte pasteurizat în comerț și asta poate fi o întrebare, un semn mare de întrebare. Vreau să știi că sunt despădurite atât de multe terenuri pentru ca să facă o creștere intensivă de creștere animalelor. De ce? Vreau să fii curios să te uiți cum arată, cum cresc aceste vite și dacă vrei să bei lapte, te rog, găsește-ți o sursă de la țară, cu laptele acela cu grăsime, nu poți să-l compari cu laptele celălalt, odată pentru că nu ai atât de mult și vei fi mult mai cumpătat, doi la mână pentru că este o altă informație. Iar dacă ar fi să te îndemn după ce am avut experiența cu pacienții de-a lungul timpului, este că consider că laptele de vacă este doar din când în când și nu lapte pasteurizat și nu în dieta zilnică. Este opinia mea, dă-mi voie să ți-o prezint, iar tu cercetează și vezi ce găsești și ce se apropie în adevăr de ceea ce tu trăiești și simți. Mai dă-mi voie să beau o gură de ceai, sunt curioasă dacă aveți un ceai sau aveți o cană de lapte. Mi-ar fi drag, cartea domnului Virginia Faur, da, cineva o cunoaște,
Agneta Jinaru, eu am avut flatulențe și balonare, cum am renunțat la lactate, totul s-a rezolvat. Mulțumesc foarte mult de feedback, știu asta. Deci, repet, am pacienți care au scos laptele din cafea și doar atât. Nu și-au mai pus lapte în cafea, știți că oricum pledesc pentru cafeaua neagră, că doar aceea are toată paleta de antioxidanți și toată paleta de pro-cafea. Doar scoțând laptele din cafea și consumând cafeaua simplă, au reușit să dintr-o dată să se simtă foarte bine și să scoată toate problemele pe care le aveau la nivelul digestiv. Acum am mai luat o gură de ceai, îmi cer iertare că depășim timpul. Am avut seminarii în care am vorbit 3 ore despre laptele de vacă, da? Deci pot să vorbesc 3 ore despre asta. Nu am vrut să vin exact cu titluri științifice, ți-am adus cărți și toate cărțile de nutriție, să știi că faultează, nu acceptă și vin cu argumente de ce n-ar fi bun laptele de vacă. Acum, eu în seara aceasta, recomandarea mea de carte, dintre toate cele pe care ți le-am arătat, se oprește la Dr. Virginia Faur. O stimez foarte mult. Este o doamnă care se ocupă de sănătate, de ceaiuri, care are compania de la Lugoș Favisan. Cât de puțin se cunoaște omul pe sine. O carte care mi-a fost de căpătâi acum mulți ani când am început să înțeleg, să studiez nutriția. Frapant și extraordinar mi s-a părut că aceste studii pe care ea le are aici sunt similare cu cele de peste ocean al lui Colin Campbell. Mi s-a părut wow! Sunt similare cu fitoterapia și fitoprotecția. Studii dintre anii 1980-2000. Îți recomand să intri pe site și să ții această carte, cât de puțin se cunoaște omul pe sine. Este și scris așa, cu aici colo câte o fotografie. Este o carte foarte faină, foarte simplu. Foarte simplu sunt prezentate informațiile. Te bucură, ești și ceea ce gândești. Da? Este o carte în care boala este rezultatul intoxicării organismului cu alimente nesănătoase, cu stres, cu gânduri necurate și fapte nepotrivite. Mulți, foarte mulți oameni își sunt proprii dușmani, neglijându-se, agravându-și starea de boală prin gesturi necumpătate. Da? Niciun tratament nu aduce de unul singur sănătatea. Primul medic ești tu, ai nevoie să te cunoști. Ai nevoie să înțelegi ce alimente îți fac bine și ce alimente nu îți fac bine. Laptele de vacă, cu atât de multe argumente științifice împotriva lui, vine să-ți spună că este de cercetat. Dacă ai probleme de orice natură la nivel de digestie, nu este sfatul meu, este acestor oameni pe care ți-am citat, este să scoți 3 luni produsele de origine animală, iartă-mă, nu, lactatele, să scoți lactatele și să vezi cum te simți după și apoi să reintroduci lactatele, așa cum spunea profesorul Holfroth, să le reintroduci doar pe cele de capră, care sunt mult mai apropiate ca și biodisponibilitate și ca nivel molecular de organismul uman. Nu putem compara vițelul cu pruncul nostru, da? Dar la nivel de dimensiune, la nivel de capră, se și spune că laptele de capră are o compoziție apropiată de laptele matern. Eu mi-am dorit în seara aceasta să nu te scot mult din zona de confort, pentru că, repet, puteam să fie abordat subiectul extrem de categoric din partea mea și să desfințăm laptele de vacă. Doar că eu aici, în live-ul de marți seara, de la ora 8, mă întâlnesc cu drag cu tine și vreau să ne fie bine împreună și îți mulțumesc pentru că îmi dai oportunitatea de a vorbi despre lucruri pe care le studiez și pe care le spun oamenilor, să le spun cu toată asumarea aici și suntem acum 165 de oameni care ne uităm și apoi filmulețul acesta este urcat pe pagina de YouTube și apropo de pagina de YouTube, te invit cu drag să intri și să te abonezi pe pagina mea de YouTube. Hai să vedem dacă reușesc să te fac atent la unde este pagina mea de YouTube. Hai să vedem. Te invit pe pagina de YouTube și acolo poți să regăsești anumite
anumite filmulețe pe care le-am avut live și plus că pregătesc ceva nou aici, dacă tot am început, merg înainte. Pentru felul în care arată și cât este de îngrijit, îi mulțumesc Adrianei Roman că m-a învățat ce am de făcut și într-o după masă am stat 5 ore să creez aceste fotografii specifice pentru canalul de YouTube. Repet, n-am vrut să abordez brutal acest subiect. Am vrut să vin prietenește, să te fac atent vis-a-vis de ce poți tu să faci. Eu ți-am adus argumente și te îndemn să fii atent la tine. Intră pe canalul de YouTube și abonează-te și rămânem aproape aici, să fim aproape împreună. Îmi este drag și îți mulțumesc pentru că îmi dai oportunitatea să vorbesc despre ceea ce lucrez, muncesc. Îmi dai oportunitatea să vorbesc despre ce studiez de mai bine de 12 ani. Sunt recunoscătoare să fim aici împreună. Toate life-urile în care ne întâlnim, aș vrea să ne fie de folos tuturor și intenția cu care am pornit aceste marți live, marți seara, live la ora 8 p.m., sunt de a dărui. Dăruiește și tu ceva mai departe, reține ceva din ce am povestit și spune cuiva mai departe. Hai să ne molipsim cu bucuria de a dărui și de a fi oameni mai buni zi de zi. Și când spun oameni mai buni, mă gândesc la mai buni în viața noastră, în relațiile noastre, în relația cu noi și în cunoaștere și în înțelegere. Cred foarte tare în potențialul nostru, cred foarte tare că suntem cu toții minunați pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu, doar că avem nevoie să ne șlefuim și să scoatem acest potențial din noi. Tu faci asta cu mine pentru că ești aici cu mine, nădăjduiesc și eu să fac asta cu tine din tot sufletul. Îți mulțumesc pentru că suntem împreună, am depășit puțin timpul, mă încurcasem adineauri și spuneam de proteina animală, da, subiectul este foarte vast și mă gândesc acum câte am uitat să-ți spun despre lapte, dar ideea este una simplă. Ai grijă ce fel de lapte folosești și dacă folosești, ai grijă, te rog, să înțelegi că dacă ai anumite probleme de alergii, digestie, dislipidemii, greutate, ar fi bine să renunți o perioadă la lapte. Doar să vezi cum te simți. Intră și pe blogul meu, citește fără să te mâni cele două articole, le voi pune pe pagină, sunt total împotriva laptelui, dar este my opinion. Tu trebuie să o găsești pe a ta. Sunt super bucuroasă, mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am întâlnit și suntem împreună. Vă îmbrățișez pe toți înainte să închidem. Cum să desfințați laptele de vacă dacă atâtea generații au crescut cu laptele de vacă? Da, Andreea Pârjol, te rog să nu te superi, așa este. Și eu m-am întrebat de ce toți nutriționiștii sunt împotriva laptelui de vacă. Doar atât aș vrea să te fac atent, Andreea, poate că n-ai urmărit tot life-ul. Laptele de vacă cu văcuțe crescute în mediu ecologic este total diferit de laptele care este în comerț, în supermarket. Doar atât vreau să reții, doar atât vreau să spun și te rog să mă ierți că am îndrăznit. În general, voi mulțumiți, Gabriela, dacă te uiți, te îmbrățișez și îți mulțumesc că ești aici cu mine. Da, cred că doar acesta este, îmi prinde bine și să mă zoriți, da? Și să-mi spuneți, da, voi nutriționiștii ziceți să mâncăm frunze. Bunul simț în farfurie, asta trebuie să promovați. Să știți, doamna Andreea Pârjol, că eu promovez în nutriție integralitatea, cumpătarea și bunul simț. Mulțumesc, doamna Andreea, pentru că mi-ați ridicat la fileu acest gând de final. Vă îmbrățișez pe toți, iertați dacă v-am deranjat, luați doar cele de folos și fiți buni și mai buni zi de zi. Pe marțea viitoare vă îmbrățișez, stați aproape de canalul de YouTube pentru că voi face acolo niște live-uri doar pentru YouTube. Vă îmbrățișez!